că mai sunt și alte persoane pe care eu le știu, pentru care izolarea nu este așa ceva, o mare povară. Tot și aici bogați? Mă refer la Lidia Buble, care găsește și partea bună a lucrurilor și stăm chiar acum de vorbă cu ea. Ce faci, Lidia? Ciao, dragă, vă ia, uite ce uite, veselie. Dansez cu Bubli, haideți cu veselie și voie bună. Așa faci de când te izolați? Eu chiar mă simt bine în carantină. Serios, de cât timp stai voi? Acasă? De cât timp stai acasă? De cât timp stau acasă? Păi cred că am aproximativ o lună de când n-am mai ieșit din casă. Cel mult în curtea casei aici, unde îl mai scot pe Bubli. În rest, prin casă fac curățenie, am învățat să gătesc de toate. Dansez, fac sport, uite, dansez cu Bubli. Ce gătești? Stai că suntem curios să revenim la asta cu gătitul. Ce gătești? Aoleu, dar ce nu fac de toate, dragă? Adică? De la ciorbă, la cărnățuri, la prăjituri, la de toate. Cărnățuri? Da, abia vă aștept. Deci după ce se termină carantina și ne vedem acolo în platou ca să vă țup până vă sufoc, așa? O să vin cu prăjituri, o să vin cu Rafaelo, cu banana bread, cu de toate vin. Bravo, mă, deci ți-a prins bine perioada asta. Da, înțeleg că faci și sport, adică nu doar mănânci și te îngrași. Mănânci și faci sport, sau faci sport și mănânci. Zilnic sport, am început să fac și o chestie foarte faină pe pagina mea de Instagram. Cei care mă urmăresc deja știu, aproximativ zilnic de la ora 12 facem sport împreună, pentru că trebuie să ne menținem trupurile astea de sirene și de zei până în vară, când trebuie să ieșim țiple din casă. Auzi, dar ce te face pe tine să fii atât de optimistă? Poftim? Ce te face să fii atât de optimistă? Ce mă ajută să fiu optimistă? Doamne, păi slavă Domnului că sănătoasă mi-i tu, uite, mai ales pe vremurile astea, ne-am dat seama cu toții că sănătatea este pe primul loc și cea mai importantă, că sunt sănătoasă, că am o familie superbă, că eu sunt minunată, că am un cățel divin. Am foarte multe motive să fiu optimistă și fericită. Eu sunt convinsă că tot ceea ce se întâmplă acum se întâmplă cu un scop. Toate sunt sub controlul lui Dumnezeu, nimic nu-i scapă și sunt convinsă că după ploaie și furtună mereu va veni o zi mai bună. Așa este. Ți-e dor de scenă? Da, cred că asta îmi lipsește cel mai mult. Scena, momentele în care să te am alături de oamenii care mă iubesc și mă apreciază și mi-ascultă muzica, energia lor. Dar sunt convinsă că, nu știu, și sper ca în viitorul apropiat să se întâmple din nou toate lucrurile astea frumoase. Dar spune, Lidia, voi aveți ceva cunoscut sau, nu știu, vreun cunoscut al unui cunoscut care să se fi îmbolnăvit, să fi luat virusul ăsta? Să știi că te aud cam rău, nu prea am înțeles ce mi-ai spus. Cove, mă ajut tu? Scumpă, păi nu te ajut eu. Așa, hai, ajută-mă încă o dată că n-am înțeles ce a spus ultima dată. Se aude puțin, cam rău, probabil traficul. Ai vreun cunoscut sau vreun cunoscut al unui cunoscut care să fi luat acest virus? Slavă Domnului, toată lumea pe care o cunosc e sănătoasă, e bine acasă, ceea ce îi sfătuiesc și pe cei care ne urmăresc acum să stea acasă, pentru că doar așa ne putem ajuta pe noi și pe cei din jur. Deocamdată nu. Și sper să nici nu fie cazul. Eu mă rog în fiecare seară pentru familia mea, pentru țara noastră și pentru întreg universul, pentru că trecem cu toții prin asta și e important ca să fim bine cu toții. Dar tu stai cu mințică în casă, nu? N-ai mai ieșit, absolut deloc? Deloc, sunt de aproximativ o lună de zile în casă. Deja mi-am făcut prieteni, vorbesc cu televizorul, cu frigiderul, cu aragazul, cu oglinda. E bine, asta sunt primele semne. Și deocamdată nu fac griji. Cât timp vorbesc eu cu ele, nu fac griji. Cred că ar trebui să încep să-mi fac griji în momentul în care o să-mi răspundă și ele. Atunci asta. O să mă îngrijorez. Când o să-ți răspundă și frigiderul, atunci să te ții, știi cum e? Da. Atunci o să fie mai mare. Dar deocamdată eu zic că sunt bine. Și de când dansez, putesc. Și cumva te-ai axat pe gospodărie. Ai starea pe care o aveam eu când eram în concediu de maternitate, așa, cu zâmbetul larg, pe chip, blândă, bună, optimistă. Scumpă, dar ce zici? Ieșim din carantina asta cu un bebeluș? Oh, Doamne ajută! Eu zic că da!
Măi, păi la cum, la cum se treaba acum, nu mă în casă, că înainte mă plângeam că n-avem timp să ne vedem. Spuneam că ne vedem mai mult seara, pentru că el e matinal și de obicei era în pasăre de noapte, călătoream mult prin țară și așa. Acum, pentru că toată ziua suntem lipiți, n-ar fi exclus să ieșim și cu bublișorul lipit. Vezi, e ceva bun și în toată izolarea asta. Păi eu ce zic, eu de asta tu nu mă vezi ce zâmbet am pe buze, păi dai. Voi vă certați mai mult în perioada asta sau nu? Nu, culmea. Și uite, cumva mi-era teamă de treaba asta și spuneam, zic, auzi, ce le facem acum, că tătă ziua ești pe capul meu și invers. Și bă, că ne înțelegem foarte bine. Gătim împreună, ne uităm la seriale împreună. Avem ce să facem, adică ne chiar nu ne plictisim. Bine, trebuie să recunosc că eu sunt aia mai optimistă și mai pozitivă așa de fiecare dată. Păi mi-am dat seama că tu sper că la vară o să poți să și mergi undeva la plajă sau ceva, nu? Păi da, uite, aici pe pervaz îmi pun prosopul, dragă, și tot ies. Și dacă tot să fiu în carantină, eu scot prosopul aici pe pervaz și aici mă pun. Deci tu ești... Da, părinții tăi sunt îngrijorați? Uite, să știi că nu sunt foarte îngrijorați pentru că, mă rog, deja ai știți că sunt niște firi foarte credincioase și foarte pozitive, de altfel ca și mine, dar trebuie să recunosc că eu sunt puțin îngrijorată pentru ei pentru că sunt mai în vârstă, tata are 71 de ani, mami 63 și atunci mi-e puțin teamă pentru ei. Ei, în schimb, na, ce să fac, toată ziua gătesc, tati mai merge pe la biserică că este peste drum de noi. Doar traversează strada și mai merge pe acolo și mai face de lucru. Mami pe acasă, gătește mai mult ca niciodată, pentru cine nu știu că a mai rămas doar cu o fată acasă, dar gătește. Dar în principiu sunt cu minți, adică și ei respectă recomandările. Da, bineînțeles, nu, bineînțeles că stau doar în casă. Tata mai merge la biserică pentru că mai are de făcut curățenie să mai aerisească biserica, dar nu mai trece strada, adică e la 20 de metri, doar traversează și e în biserică. Dar se protejează, e cu mască, cu mănuși și respectă. Uh-huh. Dar tu cu surorile tale intrați în videoconferințe, discutați, vă băți cafea împreună? Toată ziua, deci cred că vorbim pe zi de vreo 4-5 ori și nu stăm așa câte 10-15 minute, stăm câte oră, două. Cu ele gătesc, cu ele spăl vase, cu ele fac curățenie. Să știu eu că sunt acolo, le pun undeva pe mobilă și sunt cu mine permanență. Și acum se uită la noi și vreau să le salut și să le pup. Se uită cu nepoții, toată și familia. Noi. Înțeleg că ți-ai schimbat acum și felul în care se întâmplă ziua ta, adică te trezești de dimineață, ești matinală, te curci la o oră decentă, bănuiesc. Rutina zilnică. Da. Să știi că da, mi-am schimbat puțin rutina mea zilnică. Într-adevăr, sunt mai matinală, am început să gătesc ceea ce eu nu făceam până acum, duc gunoiul, scot pe bubli, acum că noi suntem și fetițe, Adela, tu știi că e foarte greu, stăm acasă, acum ne aranjăm acasă, numai toată ziua pe la salon. Și uite, cu ocazia asta, că am intrat acum în direct cu voi, am avut și ocazia să mă aranjez, slavă Domnului, că simțeam că e ora asta. Auzi, Lidia, uite că colegul meu Cove a făcut niște glume legate de tablou din spatele meu. Văd că și tu ai unul cu o ramă aurie. Ai putea să ni-l arăți puțin mai bine, te rog? Poftim? Ai putea să ni-l arăți mai bine? Adică nu da tablou în jos, doar ridică puțin cam. Da. Da? Da, mai multe, dragă. Și numai cu haur. Nu aur, glumesc numai pe hauriu. Aur nu. Mie nu-mi place aurul. Nu sunt opulența. Diamante cu aur, cu... La mine, pleu curat. Fetelor, vă las să continuați această discuție despre artă, nu-i așa? Despre pictură, despre curente. Na, sau dacă trage curentul. Mă rog, deci, că, uite, luna asta vă pregătesc și piesă nouă și abia aștept să ascultați. Sper să vă mai miște așa puțin trupurile în perioada asta când mai mult stați pe acasă. Da. Abia aștept. Dar o să mai vorbim, dacă mai intrăm în direct. Sigur că da, sigur că da. Păstrăm legătura. Ai grijă de tine. Te pupăm și voi. Multă toate cele bune. Și stați acasă. Te pupăm. Te pupăm. Pa. Pa, pa.